Superliga vă este oferită de Superbet. Da, mai avem și din meci. Pe deasupra. Este pe deasupra. Nu știu dacă nu cumva s-au încurcat între ei acolo. Pap este aici. Pap și Dua. Da. Înțeles că unele nu doar odată. Și aici Ducan, care scapă mingea! Scapă mingea și dă pe deasupra por de la Botoșani. Iar apoi Jefferson, care dă cu șiretul aici, peste poartă. Nu l-a incomodat nimeni, nici măcar coechipierul nu l-a incomodat pe Ducan. A sărit acolo împreună cu Pius, portar de 1.92-1.93, în săritură și cu mâinile. Da, interesant felul în care au bătut această lovitură liberă pe deasupra. Fanul rămâne jos. A fost cel care s-a semnalizat pe offside aici. Deci nu mai contează ce a urmat, pentru că și dacă s-ar fi marcat, ar fi intervenit varul, că e prea clar. Pauză, fără gol. Centrarea lui Țicu, mingea atinsă și intervine și dă fault în atac, a fluierat înainte. Centralul în această repriză secundă probleme. Da. Din cauza soarelui pentru portarul Ducan. Da, i-a dat un brânci acolo. Pap. Și foarte bine plasat. Centralul ia de lovitură de la colț, din nou Țicu, tot acolo bătută în zona portarului. Bară. Aici nu se mai dă nimic. Central și reproșează. Foarte, foarte bine bătută lovitura de la colț. Tot Pap era acolo. No, nu este absolut nimic. Nu este altceva decât o șansă. Iese bine, a ieșit bine până la un anumit moment și riscant în același timp Pius, pentru că nu mai este acolo la locul său și ocazie de contraatac. Ocazie bună pe care o are grozav, e pe lângă. Formidabilă cursă pe care a reușit-o Petrolului. Reușește să paseze la grozav, chiar și cu adversar lângă el, brazilianul Junior. Aici un picior ridicat. Să vedem că faza e încurcată, atenție, sigur, continuă atacul Petrolului cu această lovitură de cap pe lângă poartă. Asta e o fază de asta contează mai puțin. Aici, dacă îl atinge pe Pap, în mod normal e penalti. Nu-mi dau seama dacă îl atinge. Ce greșeală oricum. Să permiți al... Poate cineva băga mâna. Cine dă minge aici? Dacă Pap, cred că Pap a dat minge. Părerea mea este că va da penalti. De aici se vede altfel. Ce înseamnă unghiul? Pe aici se vede că mingea lovește piciorul fundașului de la Botoșan, piciorul lui Pius. De aici și de aici parcă e la fel. Și îl atinge pe Pap. Nu știu dacă îl atinge. Foarte grea fază. N-aș vrea să fiu în pielea arbitrului. Dă penalti. Arbitrul dă penalti și avertizează. Budescu, elanul este scurt și îl ține pe linia porții, n-a știut pe unde trimite.
pe... Cred că nici nu mai era pe linia porții. Cred că nici nu mai era pe linia porții. Să nu uităm, Botoșanul de asemenea egala pe CFR Cluj acasă, undeva în decembrie, 1-1 în prelungiri. Se întoarce. Se întoarce și Petrolul a pățit, desigur, inclusiv în prima etapă. Petrolul a pierdut acasă în prima etapă cu gol luat din penalti. Superliga vă este oferită de Superbet.